Bărbatul căutat ieri de poliție în sectorul Botanica nu era înarmat. Despre asta a declarat pentru Canal 5 ministrul de interne. Asta deși ieri au apărut informații în spațiul online contrariu. De asemenea, Adrian Efros a menționat că nu este niciun motiv de îngrijorare pentru chișinăuieni, chiar dacă locuitorilor din zonă le-a fost restricționat accesul timp de 3 ore. Miercuri, în spațiul online au apărut mai multe imagini video în care reprezentanții legii căutau un bărbat în apropierea străzii Soarelui din sectorul botanic al capitalei. Contactată de Canal 5, șefa secției comunicare și protocol, Diana Fetco, a precizat că ar fi vorba despre o operațiune specială de localizare și reținere a unei persoane aflate în căutare, însă nu ne-a oferit mai multe detalii. Mai târziu, canalul de Telegram TV6 a scris că se presupune că bărbatul căutat ar fi unul dintre cei doi reținuți miercuri seara sub suspiciunea de șantaj. Potrivit poliției, aceștia s-au prezentat drept angajați ai structurilor de forță și, amenințând un bărbat cu pușcăria, i-au cerut 4.000 de euro și 40.600 de lei. Suspecții au fost reținuți și conduși la inspectorat. La domiciliile lor au fost găsite mai multe probe care le-ar dovedi vinovăția. Bărbații au fost arestați pentru 30 de zile și riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Anume, unul dintre aceștia ar fi evadat. Vreau să întreb despre operațiunea specială care a avut loc ieri la Botanica, pe strada Soarelui. Despre ce infractori este vorba acolo? Știu că cineva... Ce detalii? A fost o operațiune ordinară prin consemnul care a fost declanșat în privința unei persoane care se află în căutare. Este o activitate de rutină a poliției în îndeplinirea misiunilor pe care le-au. Chiar dacă în spațiul online au apărut informații că individul era înarmat, Efros a declarat contrariul. Cum se face că el a putut evada din custodia poliției și încă nu și încă și cu armă? Nu este cu armă, nu este niciun fel de armă, nu este niciun pericol față de societate, lucrurile sunt ținute sub controlul poliției și nu este niciun motiv de îngrijorare pentru cetățenii orașului Chișinău și a Republicii Moldova. Potrivit locuitorilor din zonă, chiar și cei care se plimbau alături de copii au fost forțați să treacă prin cordoanele de poliție pentru a ajunge acasă. Îl căutau aici, era foarte multă poliție, foarte multe mașini și până acum ei numai ce au plecat, dar așa nu știu. Deci până acum nu au găsit pe nimeni, după cum cunosc, pentru că nouă nu ne-au permis să ieșim în stradă. Intrați în ogradă și stați acolo, pentru că noi căutăm. Numai ce poliția și fulgerul cu câinele au plecat. Deci polițiștii v-au spus că sunt în căutarea unui infractor? Da, un oarecare infractor. Сколько вы ждали, чтобы вас пустили в дом? Сейчас, май мульт остат. Вон час за время просто. А во сколько часов вы возвращались с работы? Да ну, я вам просто спал на пятый, что не было 2 кили де картва. Сколько было времени? Уара шинща, раш доудзащ. До полседьмого вы стояли и ожидали, да? Да. А полиция когда появилась, в котором часу? Не знаю, я не были дома, я были на работе. Вы пришли с работы, тут уже была полиция? Да, да. Он брал пихолу. Pe canalele de Telegram a fost publicată o poză cu presupusul infractor. Contactată de noi pentru detalii, șefa serviciului de presă al Inspectoratului General de Poliție, Diana Fetco, a fost rezervată în declarații. Ea ne-a spus doar că a fost demarată o operațiune specială de localizare și reținere a unei persoane aflate în căutare. Fetco a mai adăugat că nu este vorba de luare de ostatici, crimă sau alte momente periculoase pentru societate și a promis să revină cu detalii. Am telefonat-o joi din nou pentru a întreba dacă persoana căutată a fost găsită și reținută, dar aceasta ne-a scris că atunci când vor fi încheiate acțiunile, vor fi oferite mai multe informații.